campo, chegou a música pra mim, né? Tá fazendo? Comer? Bună ziua și bine v-am găsit din nou. A trecut un pic de când am filmat ultima oară. Iată că a venit și vara între timp. Eu mai nou am început să mă duc la sală. Dacă o să mă ridic, o să vedeți că o să vedeți că am pus ceva mușchi pe mine. Se vede, nu? Cum e? Asta vă recomand și vouă, deși eu mă ocup cu mâncare, să știți că în timpul liber mă duc și la sală. După cum vedeți, pătrățele, tot ce trebuie, toate vin la pachet. Ce pot să vă spun decât că eu recomand o viață sănătoasă. Ați văzut că mâncarea mea e bazată numai pe legume, numai pe... lipsită de euri, de grăsimi, de aminoacizi, de whatever, de chimie. Astăzi vedeți că am decorat foarte frumos în grădină. O să vedeți ce e cu toate aceste tablouri. O să vă spun imediat. Ce să vă zic? Să vă prezint invitatul nostru? Păi astăzi o să aveți o surpriză plăcută, pentru că avem un invitat care se numește Vladimir. Uite-l și pe Vladimir. Salut, Vladi! O să vă spun imediat de ce el este invitat astăzi. Nu mai este asistentul meu. Bine, este și asistentul meu, dar este invitatul meu mai degrabă. E în legătură cu tablourile astea. Deci, practic, în curând o să vă povestim de ce Vlad este invitat și nu este doar asistent astăzi. Dar știți că emisiunea asta, deși se ține în limba română, o să încercăm ușor să facem o trecere și în limba engleză, pentru că oamenii au cerut treaba asta. Vladimir o să răspundă mai mult în engleză. Te deranjează dacă răspunzi în engleză, dai? Așa, eu o să vorbesc în română, pentru că engleza mea este mai... trece cineva cu motocicleta acum. Deci engleza mea este mai mult engleză decât engleză. Avem și ceva să ne răcorim. Vladi, să spun un suc? Numai o secundă. Așa, avem suc din ăsta făcut în casă. Ascultăm Chopin. Nocturnele de Chopin. Vlad îi place muzica clasică. Și rock, și muzica rock. Dar ce muzică îți place ție? Mi-e place de-astea cu Minecraft. Ia, just a second. Să aranjăm un pic asta. Ok, so what kind of music do you like? I like Minecraft music. It's lots of different types. Oh, the theme. Minecraft theme music. Okay, cool. Cheers. După cum știți, eu beau ceai din ăsta. Mi-a trimis maică-mea niște plante și fac ceai din ele. Bun, de rinichi, de... Ok. Deci, o să fac o scurtă prezentare. Andreea este cu noi aici. Andreea, ești cu noi? Da. Ok. Și Andreea este cu noi. Ea o să ne ajute cu tot ce înseamnă filmare, ajutor, așa, cât de cât. După care ea o să monteze totul, o să pună toate bucățile astea de film cap la cap. O să scoată greșelile mele de exprimare sau eventualele mele dezacorduri, pentru că suntem oameni și greșim. Unele mai ne scapă chiar și după ce le revedem de 2-3 ori. Pentru că nu suntem academicieni, dar greșelile umenească, așa cum știți, show-ul ăsta se referă, se adresează, de fapt, oamenilor normali. Oamenilor ca noi. Ați văzut, data trecută am avut cu Corneliu invitat, om normal, om nu vedetă. Tocmai asta e, despre asta e emisiunea asta, show-ul ăsta. Este despre oameni normali. Noi o să avem invitați întotdeauna oameni din anonimat. Atât. Nu o să aducem vedete, sau poate dacă o să dea Dumnezeu, o să aducem și pe cineva cunoscut. Dar deocamdată rămânem la oamenii normali, oamenii muncii.
ca să zic așa. Bun. So, Vlad, ce e cu toate tablourile acestea? O să ne spui? Le-am pictat eu. E de mult pictez eu și am lucrat foarte mult la toate. Și a fost foarte greu. Și toate le-am pictat altfel. I used a different style to paint each painting. Okay. How do you learn to do this? That was something that you feel was like you were made for, or it just came after in time? It's just that I like painting. Can you speak on camera? It's just that I like painting, and I've been painting tiny drawings when I was younger, and I found it fun, so I started painting. Good. O să lăsăm deocamdată pictura, pentru că avem multe, o să le luăm pe fiecare în parte, Vlad o să ne explice așa, cum a făcut, cu ce instrumente a folosit și tot ce trebuie. Dar știți că emisiunea mea nu este doar despre vorbă, noi avem astăzi și, o să vă pregătesc, deși a venit vara, poate că nu este chiar așa în trend, dar astăzi, deci azi o să pregătesc așa, aici se vede? Da? Da. Deci, o să fac o ciorbă de porc. Ciorbă de porc, de oase de porc. Toată lumea știe ce înseamnă o ciorbă de porc, dar eu o să prezint. Astea sunt oasele de porc, cumpărate din comerț, de-astea românești de aici, de la noi. Așa, am aici o serie de legume. Avem ardei, avem morcovi. Asta este praz al nostru de la Craiova, de aici, de peste drum. Așa, avem un pic de țelină. Asta este, sunt tulpini de la o țelină, celery, le zic ei în Anglia. Pentru cine se uită prima dată, știți că noi filmăm din Marea Britanie. Aici avem ceapă, o să pun ceapă roșie. Un ardei roșu. O să acrim cu... volumul puțin mai cedru. Dacă poți, de la trec. O să acrim cu suc de lămâie. Și un pic de praf de borș, nu o să-l arăt la cameră, că e făcut de o anumită companie. Ia uite ce avem aici. Aici avem... Asta este leuștean de la mama. M-a trimis mama leuștean. E așa din când în când mai îmi trimite, miroase foarte mișto. Mai îmi trimite chestii din astea, gen ceaiuri, tot felul de chestii. Așa, avem restul, ce să mai pune din astea chimicale, pentru gust. Sare, bineînțeles, și așa mai departe. E, important nu este ce punem într-o mâncare, ci important este și cum o preparăm. Mă văd? Ok. Așa să-i dăm drum. Între timp, Vladi, o să mă ajuți? Vlad era de curățat. Mai întâi... Where is the peeler? Where is the peeler? It's right here. Will I be peeling this? Put it on the table? Yeah. Alright. Actually, you can peel it here. Okay. Do I put the carrots after they've been peeled in here? No. Let's put, you know, all the clean vegetables. I mean, no clean. All the prepared vegetables. Yeah. Is that where I put them after they're done? Yeah, after. And this is where I put all the peels? Yes. And what about this? No one, just put it here. Andrea, do you want to help us? Yeah, what do you need? Okay, I need to put some water in this one. We're gonna put the pieces of the bone. It's pork, smoked pork meat. On the bones, but it's more bone than meat. It's just East European soup, like soup. If you want a soup, to be soup is soup. Okay, nu o să le pun pe toate. Am o găină. Okay, I think this is enough for this. How you call? Cum se zice oală? What? I think is enough. Enough for that portion? I'm gonna put one more.
Yeah. You can put this in the fridge, back, please. And put some water in this pot. And we're gonna start the fire as well. We will, I want to know if I'm visible standing up. Yeah, you definitely are. Yeah? Yep. I feel this one doesn't work. Daddy, where did you put that thing that wasn't here? Pardon? It's upstairs. It doesn't work. What? The stove. Does the stove not work? Right. Yeah, it does. It does. We just bought a new stove for this show. Yeah. We spend a lot of money on this show. Okay. Vladi. Yep. Tell me more about your paintings. Which one is your favorite? What's out of these ones back here? Yeah. I would say the mountain. The mountain? Yeah. What about flowers? Flowers were really fun to do as well. Lots of shading. My favorite is the mountain, and I like the flowers too because there's lots of shading in the flowers. Yeah? The mountain is my first favorite though because I use palettes. What does it mean? What is palette? It's like something like this. Oh, like a knife? Like really small. It's not sharp at all though. And you put paint on one side and you just dab it onto the canvas. And so you actually bumpy. Made it with a... No, with a brush? Not with a brush, no. Really? Yeah, only the side with a brush. The rest I didn't use a brush. So you see, the point is, when you are doing, when you are painting actually, you don't painting just with the brush. No. There is a lot of instrument, lots of tools. Yeah, lots and lots of different tools. You don't even need to use tools, you can use your hand, your fingers. Yeah? Yeah. Have you done it before? Fine. Yeah, I've done it before. I still use it in my paintings I have around here, I've used my finger in one. I like this, it's like, how you call this one? It's like a net or what? I don't know. This one? Yeah, because you put all the vegetables in. You can put it here. Actually, no, I will cut it first. Wash it and the water is going to go through. How you call this one in English? That's from my friend. So now we will prepare all the vegetables. So after you cut it up and I peel the carrots and everything else, then we wash all the vegetables and then put it in. You have to wash them. To be honest, I'm tempted, even if pentru că coriander? Coriander? No matter. Never mind. I would like to. Sprainer. What's the fuck? Now I'll speak in Romanian. I'll translate. Then. Okay, you can translate. Pentru că you're going to make normal la supa asta nu se pune ceapă prăjită. Normally in that soup you don't put. E adevărat, Andrei? Ei, eu o să pun. Nu o să pun două cepi. Cepe. Cepi am zis. You're not gonna put two onions. Așa e când faci mix de la un alt. O să pun, dar n-am uitat să-mi iau ulei. Da. You forgot to get oil. So, o să tai ceapa rondele așa. He's going to cut the onion into. Și o să pun circles. O ceapă călită, dar nu foarte mult, decât un pic. Don't know how to say that in English. Fried. Fried. Yeah. I'll fry this onion. We're going to fry the onion. But just a bit. Just a bit of onion. Dar o să pun rondele așa, știți de ce? Pentru că asta, după ce o călesc, ea în timp ce se fierbe nu se mai distruge. Dacă o pun așa, se face praf. Dar așa o călesc și o să fie în loc de fidea. Like pasta. You know what I mean? Deci asta este o chestie
pe care vă rog să o încercați. Ungul ăsta curentează. So, if you cut that too small, then thing will it evaporate into dust or something? Yeah. Why? No, it's just we will disappear because it's become too soft. Yeah? And if you don't fry it, it become too soft, it's gonna mush. You know what I mean? What happens? Here? Yeah. So we're gonna what put do I do now? Now you can peel a bit of this where is skin. Yeah. I just peel the entire thing. Yeah, peel a bit. Just because. La orice ciorbă, mai ales dacă e acră, trebuie neapărat țelină. Is that what this is? Celeriac. What? Celeriac. What is that? In English, celeriac. It's like celery, but it's the root of the celery. I can't peel the entire thing of this, so you're gonna have to peel more. Yeah, look away. I can't peel this one. Okay, ardeiul o să-l călesc cu ceapa. Dă o aromă extraordinară. Mie îmi place să folosesc ardei roșu, pentru că este mai dulce un pic față de alt fel de ardei. Yeah, okay. Can you peel this one? I can't peel it. La fel o să-l tai bucăți mai mari. Pentru ciorba acră, întotdeauna e bine să tăiați bucățile mai mari. Large pieces. Yeah? Mm-hmm. Can you translate this for me, please? So, when cutting, what is that? Pepper? No matter, all the vegetables. When cutting vegetables... For this sour. For what? For this sour soup. Because it's gonna be sour. Oh, you're gonna make a sour soup. Sour soup, yeah. Soup, you need to cut it big. Big pieces. You don't need it, it's better. Mm-hmm. Can you peel this? Will? Yes, just a bit there, please. My darling. Like that? Yes, I will say a bit more. Ooh, almost done. Okay. In the meantime, we prepare the swimming pool for Vladi. He's gonna show you how to do a proper cannonball after. We have a swimming pool, but it's not the best one. We thought it's gonna be round one, but actually it's more oval. It's oval, yeah. Oval, but instead of round edges on the oval. Because it's not flat. So the oval has two pointy edges. It's like this. Yeah, but ours is like, I don't know, it's like this. No, it's like this. It looks like this. No? About this shape. Ready? Like this. Oval. Yeah, kind of. Oval has round edges on here, right? Don't challenge you need me. Anything Don't else? Challenge me to say what shape it is. I'll take it. That's not a shape. But anyway. Okay. Daddy. Yes. It's still. The white lines were the full one, or the black is the full one? The white are the full. White. So, no more white. Really? Yeah. Just keep an eye on it. If not, we're gonna carry on with the other one. Yeah? What does that mean? No matter. Huh? Do you need carrots? I did already. Two carrots. Okay. I need this one. So I can take these? Frazul nostru românesc, al neamărin, miliardarul. Have you put celery? I put celery already. So, because I fried the onion, I'll put the, how you call this one? Leek. Leek, yeah. Leek. A raw leek. No fried one, yeah? Isn't it a little dirty, the leek? Is that why you're washing everything? Deci ciorba asta o să fie o minune. E bună mai ales dacă bei prea mult seara. Prea mult suc. Dacă bei prea mult suc. Seara. Pui una de asta, da? Ok. Is it still filming? Yeah. Mulțumim, mamaie, pentru ceai. E bun ceaiul. Bun ceaiul de la Scheiu.
Yes. Okay. So now, Vladimir, tell me, did you enjoy painting? Yes, I've already told you that I enjoy doing painting. It's because it's, yeah, I told you already, I enjoy doing painting because it's fun to do. There's not much I can say about that. You get it relaxed or? Yeah, it's relaxing to do it as well. What about your teacher? A painting teacher. Hmm? She's the one who told me all the different techniques of painting and things. I didn't know too much about painting until I went there. So, yeah. Can you take me some of this? My ice is all melted. No. Still there. So do you think, I mean, have you learned a lot from the first painting to the last one? Yeah. You don't have your first painting here, but my first painting was pretty good for starters, she said. Yeah? Yeah. But what do you think, Vladi? Can you paint without any teacher help? Yes, but it won't look exactly perfect. If something's not... Can you wash this for me? If something's not perfect, when the teacher is there... A bit of this. Excuse me, can you repeat, please? I can do it by myself, but it won't look perfect like these. This is perfect, just how the picture looked like. And so you say you have a good teacher. She teach you... Yeah. She teach you or she taught you well. She taught you well, yeah? Yeah. So what about other teachers? What about me? I'm a good teacher? Yeah, you're a good teacher. Did I help you with any of this? Yeah, you helped me with that one. With that one? Yeah, the bear. I'm a good teacher, you said. Yeah. What about mommy? Did you do any with me? Mommy's a good teacher as well. She helped me with this one a little and she helped me with that one up there. Oh, is that one the only one you haven't done from a photo? Yeah. How did you imagine all of those things? I don't know, I just imagined things like that. Let me come and get a close-up of that. I didn't think of it before I started painting. I thought of it while I started painting. Yeah? Yeah. And what? Yeah, because I remember you were just painting and started having ideas of... Yeah, I was going to say I'm finished and then I was like, I'm going to put a thunder there. Like, you've done the thunder. What is that thing next on the left to that? Is what? That an UFO? UFO, yeah. And what's that thing flying towards it? A duck thing and a cow. Oh, that's nice. And the bird, what is it? It's a phoenix. It's beautiful. Very good. Your teacher liked it as well. I sent her a photo. Yeah. I don't know. I wanted to finish the painting in the next 2 days or something like that. So I did it. If I was trying to paint a bird how I did on my sketching one that we gave at France, if I wanted to make it look like that, it would take a really long time. Hmm. So I just drawn a quick bird. Good. You know what I like on Vladi paintings? The colors. Yeah. Pentru că acum o să vorbesc românește. Pentru că trăim așa într-o lume fără culoare. Mașinile sunt negre și albe. Is that true? Casele nu mai sunt colorate. Totul s-a uniformizat. Parcă și natura a devenit gri așa. Dar într-o lume din asta fără de culoare, uite că avem nevoie și de copii care să picteze, să picteze colorat, să exprimi bucuria, bucuria vieții. Unde e mai frumos decât? Unde te simți mai bine decât într-un cadru colorat? Uite cum sunt pe tablourile astea, uite, cel roșu frumos, verde, avem albastru acolo cu cerul, senin. Aici avem un apus de soare care și ăsta e colorat. Extraordinar de colorat. Andreea, poți să-mi dai să prezentăm mai multe picturi? Da, avem. Te rog. Uite. Hai că eu o să ți le dau pe aici. O să le pui în fața camerei, iar Vladi o să da, vorbească o să despre... Da, o să ți le aduc ție, Vladi.
Uite, pune-l aici lângă Vladi. Da. O să stai cu rucsacul ăla în cap. Și a pus un rucsac în cap ca să nu ardă soarele. Și tu poți să-i reprezinți avem... oamenii pe ia rând. Lasă-le. A, mașina asta. Ia să vedem. Asta, mașina, am făcut-o acasă cu mami și tati. This car I did it back up, at home with my mom and dad, and it took lots of different tries because when I was drawing it we had to rub lots of things out and paint over other colors. Have you done it from your imagination, that one you had? I had it on a picture. I don't remember what it was. Was it a Lamborghini? I think it's a Ferrari. Yeah? Yeah. Next one? Next one is... What's Ricky. This is one of your first paintings. Yeah. Yeah. I think you were like 8 or 7 when you did this. I think I was 7. 7, yeah. What is this? It has a 5 on the back. What is this? It's Ricky, our pet bird. Yay! Ăsta e papagalul nostru. Încă îl mai avem. We still have him. Still alive. Yeah. Next one. Ricky's not dead yet. Oh jeez. What you got? We have this salt lamp. It's just the lamp that I put in front of me and I drawn it. I made a plain background. Not much to this one, just the lamp. Yeah. Practicing is always good. Nice colours. Yeah. Very nice colours. I made it look like a fire. Yeah. And this one was with things in front of me as well. I think we forgot to paint stuff on it though. No, no. That's how it was. We left. Remember it there. We had a plant? Oh, yeah, we painted it. Was a plant in that. Yeah, this is, yeah, this is a palm tree we had here, the background. And this is a toy. It's a bookshelf. Yeah, it's a tall toy Hatchimal. Hatchimal. And this is just a tiny blue chair that we had. Yeah. I placed it in front of me and I just painted everything. Yeah. Let's do a close-up. Nice. Now the next one, I really liked painting because I had to do lots of layers in one spot. It is my volcano. Oh. So on this one, it was very interesting how I painted it, because on the actual volcano, I painted like a brown and then I painted on top of it. Again, I used the palette how I used for the mountain, but only on the volcano, the rest I used paint. And on the volcano, I used one layer of palette with like brown, and then I did red over the top again, and then I did brown again. Yeah. That's perfect. And that's a really nice picture. Yeah. Last year, I sent the photo for Royal Academy with this one. Unfortunately, he didn't pass. He didn't go forward, but still, I think it could have success this year, because the thematic of Royal Academy is the primitive, primitive art. Yeah, this one is primitive. Also, what was really fun with the volcano. Is there still time to send those two? No. Next year. Okay, see. Also, what was really fun about the volcano is that I splatted paint with a paintbrush on it to make it look like the volcano. It's very nice. So it's about techniques. And the last one is my sketching. Hold on, Vladi, just a second. Okay. My soup. I will explain that after this. You forgot about it. Oh my god. I actually have to take off the... I think I'll throw the... throw it away, yeah. I'll throw the water, yeah. Yeah. Normal, trebuia spumuită. Dar ce să mai spumuiesc acum? De fapt, dacă ai uitat să spumuiești, o să vă învăț acum o tehnică. Chiar dacă a început să clocotească, pui un pic de apă rece. Da? Să punem un pic de apă rece. Și normal, spuma ar trebui să iasă la suprafață. Dar cred că cel mai bine e să o arunc, pentru că n-am încredere în cumva. Are you going to throw away the entire soup? Nu, o să arunc apa. Da. Throwing away the water. Cu
Folosesc din nou chestia asta care îmi place mie foarte mult. Asta e cea mai șmecheră. That's very fancy. Din păcate, asta se întâmplă. Andreea, vrei să mă ajuți un pic? Cu ce? Asta? Da, astea sunt oasele, ia, sunt deja spălate. Delici. Mom? Poți să plătești și If we had my flower painting, you would probably understand. We do have real flowers here. Așa că am spumit și ciorba, fără să vrem, am uitat. Asta este. De asta îmi place mie și omul ăsta, că nimic nu e perfect. Totul este imperfect într-o lume. La fel de imperfect. Data trecută ai avut vecini care nu știu ce să fac, acum taie iarba. Da, acum ce un vecin să taie iarba, așa se întâmplă când filmezi afară. În păcate nu putem opri chestiile astea. Probabil că o să opresc pentru un moment, până termină el cu iarba. Vreau să vă arăt aici, vă spuneam ceapa asta, o să o folosesc ca pe post de fidea. Am tăiat-o rundele, asta e actualul, de fapt o noutate. So we're gonna use this onion like a pasta in a soup. Yeah, if you don't fry it before, you're gonna get like melt. Yeah. If you fry it a bit, it's gonna stay like this. It should. Sometimes I'm not right all the time, but I like to think I am. Yeah. So we're gonna add this one at the end, at the very end, once with the tomato pasta. Now we're gonna add. I'm hungry already. Now I'm going to add all the vegetables. I need a close up here. Yeah, let me see. I don't know how to come. Okay. Okay, so I'm going to add all of the vegetables. You see, I cut it like very big for this sour soup. It has to be like this. Yeah. Okay, I'll put this one exactly like this. Need to be careful with the leaf, because usually you can find a lot of dirt inside of. So you need to wash it very well. Yeah, I'm gonna put this one like this. Mm-hmm. This is for me. Yeah. Okay, so we're gonna boil everything now, and after that I'll come back with some more advices. I'm gonna put some. What about this? I don't know how to call this one. I don't want to make Veggie mix, yeah. Powder. Daddy, what about this? We carry on in there. Like one spoon, yeah, can you show? Yep. Yeah, one spoon of this. Okay. Everything is cold now. Very soon. Okay. After we're gonna put the tomato pasta in bar on the that time we're gonna. So we'll show it later. Yeah. Next. Yeah. Okay. Can you do a picture of this? Yeah. Who's the one? Who does this, Sasha? No. No. Okay. Let's carry on. Ah, n-ai pus pauză acolo? No. Ah, okay. It's alright. Așa, Vladi. Deci, Vladi, a trebuit să facem asta pentru că noi facem și mâncare, asta e. Vladi, mai are ceva de arătat ăla cu care. Și acum să vedem. Vladi, please. Right. A story about this. This is my house sketch. Daddy, on this one, this really yeah, can you hold this for me?
On this one, it was all shading, no paint at all, only pencil. It took a couple of tries, that one as well, but in the end it turned out, and this one took a really long time to draw and sketch. And we brought it, was it France? France, yeah. In Paris. Yeah, in Paris. This one and another one. And a robin that I drew. What happened with Robin? We sold it. No. We gave it to him. Yeah, we gave it to the owner of the exhibition. He liked the both of them, eh? Yeah, and she chose one. It was like a present for her. Mm. Very nice indeed. Yeah. Deci, dragilor, cam așa se îmbină viața cu arta, cu gătitul, cu voia bună, cu vara, o muzică bună de Chopin, nu cred că se aude, la noi întotdeauna e în surdină. Avem flori acolo, care miros foarte frumos. O să le punem un pic de apă mai târziu. Și o să mă întorc cu finalul gătitului și cu finalul pe care îl va face Vladi referitor la picturi. Pentru că el a pus și la Royal Academy, a trimis și anul acesta. Poate o să intre, dacă nu este destul de tânăr, va avea timp, încă învață. Și o să vă prezinte lucrările pe care le-a trimis la Royal Academy. Da, ne vedem imediat. După o pagină, după o pauză nepublicitară. Am revenit? Yeah, we're back. Vrei Polonico sau Vladi? Nu. Deci am revenit cu Polonicu. Ciorba e aproape gata. Ne-am gândit așa, pentru că ni s-a făcut foame, să facem și o garnitură la ciorbă. Și ce poate merge mai bine decât o garnitură de? De mici, exact. O garnitură de mici. Deci o să avem astăzi un meniu compus din ciorbă de porc light, ușoară, cu o grămadă de legume și cu o garnitură de mititei la grătar. Bineînțeles că doar suntem români. Uite că între timp au venit și muștele, că vorba aia. Muștele la mâncare și la alte chestii trag. Și la ce am vrut să zic. Așa. Deci spuneam de... Uite-o cum arată. Ma. E aici ciorba. Nu știu dacă se vede în cameră, dar aici o fierb. Deci acum rămâne să punem ce mai avem de pus. M-am gândit că... M-am zis că imediat vin în cadru. Deci da, o să pun un pic de orez alb. Acum, mai nou se folosește și orez brown. Dar uite, l-am spălat un pic. Un scurg de apă. Da? Și o să-l adaug pentru... O să mai fierbe în ciorba cam 15 minute, timp între care o să fric și micii. Adaug acest orez alb. Cam două linguri de orez. L-am adăugat. Ceapa de care vă spuneam, o pun la sfârșit. Deci asta e două aromă. Maica mea spunea așa, bă, când n-ai ce mânca și nu știi din ce să faci mâncare, găsește ceva prin casă și pune ceapă multă și o să-i dea gust. Avea dreptate săraca. Bine, are dreptate că încă o ține Dumnezeu sănătoasă. Așa, adaug și ceapa. Iar la sfârșit, o să pun acest, se găsește în comerț, nu o să-i fac reclamă, e un praf din ăsta de borș, cu leuștean se numește, punem aici, cam o linguriță așa. Bun, dacă vreți mai acru, ciorba, puteți să adăugați un pic de suc de lămâie, ăștia au, englezii au un comerț suc de lămâie. Cred că se găsește. Helas îi ziceam noi. Îi ziceau Helas, nu? Helas. Cred că n-am să pun.
Nu am dat însăpuri, cam... Nu prea mult, că a fost... Cam o lingură, așa. Așa? Dacă nu aveți hela sau suc de lămâie, puteți să... Mamaia făcea cu zarzele. Fierbea zarzele. Noi am și făcut din Anglia, s-au închinat indienii când ne-au văzut. Făceam, deci, cu zarzele. Și ei zarzele când sunt. Acum e timpul lor, acum. Mamaia crea varza cu ea. Și... Fierbeam zarzele verzi. Și cu zeama aia de la zarzele, deja miroase extraordinar. Deci e o nebunie ce aici, e o nebunie cu ea. Uite, un vecin îți deschide geamul de aici. Cred că ne reclamă iară la consiliu. Așa. Deci e o nebunie ce uitați-vă să zice. Aproape carnea s-a dus după os, uite. Așa început să... Nu știu să iasă la suprafață. O mai fierbe maxim 15 minute, până facem micii. Așa. Ca să fie treaba, adăugând și bulionul ca să nu mai stăm. Iar la sfârșit pune leușteanul ăla de la mama. La sfârșit o să pune leușteanul de la maică mea. Mi l-a trimis zile direct de la schiu, de la gura osului din găină. Bulionul se folosesc de ăsta. E un bulion, nu scrie nimic pe el. La cutie așa mai subțire. Care merge foarte bine la ciorbă. Am o jumătate de cutie așa bun. Mie-mi place bulionul mod. Nu e bulion, e o pastă de... Cum dracu zice luasă? Italian Pasco Chopped Tomatoes. Da. Și tocat. Așa. Da, vă place puneți mai mult, dar să... Oricum ține în gustul fiecăruia. O mai lăsăm să fierbă 15 minute. Cam așa, până fierbe orezul. Orezul are o fierbere de 10-15 minute, cel puțin. Din momentul în care începe să clocotească. Mă duc să iau micii, imediat mă duc. Puteți să mai vorbiți aici de pictură, de ceva. Dacă vrei să întrebi tu, Andreea, ceva pe Vladi? Yeah, okay, let's see. So, you said you've sent two paintings to the Royal Academy? Yeah. Do you know which ones they are? Uh-huh. You want to show us which ones? This one? Yeah. And this one behind me? Beautiful. How did you do that sunset over there? The sunset? Oh, sunset you learn first thing when you go to painting. Yeah? Yeah, it's really easy. It's just a big blend of colours. Yeah? Bright colours, not dark ones. That's the sunset. You just have to do a reflection in the water. Is it from a photo? Yeah. What photo is What it? Sunset is this, that one? This sunset? Yeah. I don't know the names of different sunsets. No, like, what photo What place? What place? Is it Madeira? Yeah. I sent a photo to your art academy, and they gave When you took the photo, did you not realize there was a person there? No, I didn't really. No, it was so good when it came back, and it. And I feel like I don't know if we can find the photo, but compared to the photo, you've done quite a lot of different other mixture of colors in there. I really like it. Yeah. Just like a. Parantez? Nu, no, how to say, nu parantez. Ca o paranteză, o să zic în română. Da, te spune. Ok. Tabloul ăsta și cu asta. Ăsta o să-i fac un close-up, pentru că ăsta este unul dintre cele mai reușite ale lui. Da. Este de fapt și ultimul. Da, deci astea două au mers la... That's my latest and best one. Sunt înscrise pentru Art Academy. Art Academy este o expoziție internațională care se ține la Londra de aproximativ 270 de ani sau 260 de ani, an de an, unde artiști din întreaga lume expun. Dacă intri acolo e deja o reușită. Noi deja avem un prieten care a intrat acolo, între ei este Eugen Raportor, un pictor extraordinar care ne-a inspirat așa, în ceea ce îl privește pe Vladi. Altul este Dragoș Bojin, Mihai Glodeanu și așa mai mult departe, deci toți picturi extraordinari pe care cunoaștem personaj, cu care ne mândrim întotdeauna de câte ori avem ocazia. Iar astea două, Madeira și cu florile, natură statică, vor merge, au mers, deci de fapt sunt către juriu în drumul lor spre Royal Academy of Art.
Am vorbit prea mult despre asta. Da, este o... Dacă vrei să ne spui câteva cuvinte despre asta, Vladi. Ce, ăsta e... E, nu știu, ce sunt florile în astea? Basket of flowers. Da? Da, dar eu am zis că sunt roses, după aia a zis că nu sunt roses. Când am zis că sunt poppies, a zis că nu sunt. Bă, da, poppies erau. Kind of poppies. E un foto pe care l-a făcut mami la un basket când am fost la, cred că tot la Worthing sau unde. Am fost la Seaside și pe un building era asta. Așezat așa frumos. Dar iarăși, dacă ar fi să găsim fotografia, mult mai reușită pictura. Da, categoric. Da. Fotografia era un era unic, normală. Da. Aici a dat viață. Deja da. Florile astea există. Astea sunt, le simți, îți vine să le miroși. Da. Foarte bine, Vlad, ce să zic. Succes! Iar pentru restul, pentru oamenii de acasă, e foarte important, cum spunea Horia în filmul Horea, cu același nume, într-o interpretare de excepție a lui Ioan Iuli Moldovan, întrebat de Ionic fiind înlănțuit și noi ce să facem fără tine, spunea așa, să munciți pe brânci, copiii să-i dați la școli, să fie mai învățați decât ai grofilor. Deci țineți minte chestia asta. Întotdeauna investiți în copii pentru că ei sunt viitorul. Asta facem și noi. Și nu uitați că nu vă trebuie foarte mult ca să fiți fericiți. O ciorbă, ceva în care să faci o mâncare, un colț în care să îți faci locul tău, trei lemne ca să arzi un cărbune și un partener și cel puțin un copil. Iar pentru cei care sunteți singuri, nu vă pierdeți speranța, pentru că toate vor veni la un moment dat. Acum o să trecem la Mititei, că am dat deja prea nostalgic. Mititei ăștia luați din comerț, nu sunt preferații mei, eu prefer de la o altă companie, dar ăștia i-am găsit proaspeți, arată bine, nu sunt extraordinari. O să îi pun pe grătar, o să îi stropesc întâi cu apă, ca să pot să îi manevrez un pic. Îi pun pe grătar, în 10 minute ar trebui să fie gata, nu ne plac uscați, nu ne trebuie, ne plac mai moi. Îi servim cu muștar. A venit apă în gură deja. Ciorba este o minunăție. În 10 minute e gata. Și o să vă arătăm la sfârșit, mai tragem un cadru la sfârșit cu tot ce a ieșit. Și cam asta este. Așa că am trecut la grătar. Vlad este cel mai bun helper al meu. Mare grijă că micii, dacă-i focul foarte tare, se strică imediat. Eu i-am cam ars un pic. I-am cam ars, Adă? Da. Copiele de aia așa. Nu știu, nu. Sunt foarte bune, nu pun vreodată bine. Fata aia nu e pregătită. Ia, ai grijă de ei dacă ia foc. Uite, acolo îl muți unde nu e foc. Strânge un pic mai tare. Așa. Perfect. Și tot așa. O să dau cu un pic de apă. E grătarul foarte tare. Folosesc cărbuni din aia de restaurant. Se știa când încep. E grătarul aproape de foc. Și când încep ăștia să ardă, nu-i mai oprești nici cu extintorul. Cei mai buni cărbuni. Așa, ciorba e gata. Să pun leușteanul de la mama, nu? O să oprești ciorba? Pune ușteanul. Cred că câțiva s-au terminat, Dadi. Păi, vrei să aduc eu un sac de ușteanul acolo, în fața camerei? Ce? Nu, că luăm un cadru după aceea. Acolo punem mici. Dar lui Vladi să înceapă să ia? Păi nu știu dacă vreau să punem. În camera mea. Nu mai facem încărcă. Ești ok? Da, Timi trebuie să mănânce și ea. Acum să mă încărcă, că e tocmai bun pentru ea. Nu mai dai pe toți.
N-ai mica a căzut unul? Da. Nu, și Lucianu. De la mama? Lucianu de la mama. De la mama ta soacră. Tati, mai sunt, este cam gata. Acum ai luăm. Să știi că, dacă nu vii acum să iei unul, sas. Bye gata. Bye. Vin și iau unul. Ia-l pe ăsta. Da. Și mai e unul. Ăla de acolo? Asta? Da. Și next to him? Nu. Nu, pune-l pe partea aia. Care ne-a făcut asta. Așa, perfect. Așa. Așa. Du-ți ciumi în middle. Middle? Yep. Ok? Nu-i? Da. Asta nu e gata, mai sunt. Pun așa un pic. Hai. Asta e gata? Da. Restul mai se prăjește un pic. Atât. Și-a luat? Perfect. Mai ne lăsăm un pic, da. Perpele știi acolo, tată. Ok. Ăsta micul ăsta nu stă pe o parte unde trebuie să se spărgește. Jar mus ready. Ăsta arată cam rău. No matter. Nice, come get them, the rest of them. I like raw. Look, it's perfect. It's perfect. I'll take this one last then. Yeah. Well done. Where do I put this? Very nice and very easy, yeah? Mm-hmm. Am ajuns la final, ciorba gata, micii sunt gata, Vladi ne-a spus despre el și despre picturile lui, despre pasiunea lui. Andreea, behind the camera, behind the scenes, yeah. Am să vin aici să văd ciorbica. Uite, e și ea aici. Sunt așa. Și eu, fac un close-up aici. Ciorba, nu mai zic că ești o minunăție, o să apară, bineînțeles, în cadru. Așa cum vă spuneam, nu e nevoie de foarte mult ca să fiți fericiți. Păstrați tot ceea ce aveți pozitiv. Păstrați-vă atitudinea pozitivă. Nu căutați foarte mult în viață, pentru că viața o să vă ofere exact ceea ce meritați. Fiți happy. Asta e tot ce pot să spun. Always be happy. Always happy. Take care of yourself. And see you in the next episode. See you in the next one. Bye. 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 How do you say? Bye. 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 And enjoy your food.